Dorit de tinerele domnișoare, Liviu Vârciu vrea să dea pe spate publicul cu aparițiile sale și să devină cel mai râvnit burlac din showbiz, așa că și-a luat măsuri de precauție. Sunt foarte fericit. Liviu Vârciu e pe val. Don Juanul vrea să atingă perfecțiunea în materie de fashion. Poate, poate așa o să-și găsească jumătatea și nu o să mai zburde din floare în floare. Te îmbraci din ce în ce mai bine. Ce-i cu tine? De unde schimbarea asta de stil dintr-o dată? Bărbulescu. Mircea, aici de față. Că e unul, Bărbulescu. Că e unul aici. Da. Prietenul meu. Care s-a săturat să mă vadă la prost îmbrăcat. Și a venit omul și a spus așa. Fă ceva cu, ai trupul ăsta fără greșeală, e păcat. Am crezut că, știi, bă, omul face haina, nu haina face omul. Dar de fapt e invers. Ei bine, modestia nu este punctul forte al artistului. Însă glumele lui se pare că atrag femeile mai ceva ca polenul albinele. O să te pot? Da, te rog. Ia-mi orice în afară de bani. A fost alta înaintea ta.